Mihai, cum vezi în acest context FCSB? Am vorbit despre Rapid, care în curând o va întâlni pe FCSB. Spune domnul Dinu Gheorghe că este o echipă aflată într-o formă bună. Însă FCSB în continuare nu reușește să urce în clasament. Este în continuare pe locul al treilea. O remisă făcută de FCSB la Cluj, în urma căreia, de exemplu, Florinel Coman a venit cu o declarație foarte dură. Nu am jucat absolut nimic, am fost praf și pulbere. A fost prea dur Florinel Coman cu descrierea jocului echipei sale? FCSB a jucat ultimele 30 de minute la Cluj. Da, În primele 60 de minute la fel a n-au, fost și în regulat, da, numai da, că da. De jumătate, tot la fel, pe final a Pe fost mai final, bun FCSB-ul, da. Nu știu, părerea mea personală și fără să jignesc pe nimeni, atâta timp cât domnul Gigi Becali nu va înțelege că FCSB are nevoie de antrenor, toți anii în care va juca FCSB va fi doar un partener de întrecere pentru celelalte cluburi și va fi ca acel iepure din atletism. Eu cred că la acest joc, dacă ne referim doar la acest joc, nu, vorbesc în general, domnul Dulin. A contat foarte mult linia de mijloc, pentru că linia de mijloc... Eu nu știu de ce am jucat în Juma. N-a fost Juma. Șut a jucat, a forțat, zic eu, era venit pe accidentare, ți-o da, amică, da? Da, l-a și schimbat, deci el a fost forțat. Olaru la fel, parcă într-o scădere ușoară. De formulă. Da, și atunci... Dacă și a dat o pasă genială, care a rămas în minte pasa meciului, aceea din finalul primei reprize, când îi pasează lui Coman și este prima mare ocazie a celor de la FCSB. De acord, da, deci eu spun că acolo jocul a fost cumva dezechilibrat. Plus schimbările. La fel cum niciodată n-am să înțeleg, domnul Becali spune că Cordea este praf sau cum este, este pulbere. Da, și pulbere. Poate el a fost adus în această stare. Era un titular incontestabil, da? Și ca să se facă loc, Balu Tavi Popescu, Bal și lui Miculescu, să vedem dacă merită banii, el a fost mereu, sau chiar Sorescu, el a fost mereu sacrificat. Nu e în regulă. Asta este, aici, dacă era, spuneam, domnul Hen, antrenor, nu se întâmplă chestia asta. Jucătorul, când este un tren bun, nu poți să-l sacrifici. Nu poți să-l dai jos, îl tragi înapoi. Să vedem și numerele acestui meci foarte interesant dintre CFR Cluj și FCSB. Pentru a avea o imagine în plus despre cum s-a jucat această partidă de la Cluj, cum spuneam și din punct de vedere al numerelor. Am văzut mai devreme cum au stat numerele de la partida între Farul și Universitatea Craiova. Vedem că în privința parametrilor ofensivi, CFR este a fost o peste, echipă... Da, peste FCSB. Da, ofensiv, CFR a fost peste FCSB. Am și zis mai înainte, CFR a jucat 60 de minute, FCSB-ul nu a jucat nimic în primele 60 de minute. După, la sfârșit, cred că din cauza faptului că CFR a căzut fizic și a revenit... Da. Scuză-mă, CFR nu cade prima dată fizic. Azi ne amintim la Craiova, ce s-a întâmplat la Craiova, da? Cu Rapidul acasă. Acum acasă cu FCSB-ul. Deci, uite, o problemă care Dan Petrescu niciodată nu vrea să vorbească la fresh interviu, să povestească ce se întâmplă cu echipa pe final de joc. Oricum, CFR mi se pare resuscitată față de felul în care a arătat în primele două etape, când a fost dominată de ambele adversare, de Rapid și Universitatea Craiova. E bine, acum cu FCSB vedem șuturi pe poartă. Da, dar finalul a fost tot favorabil FCSB-ului. E adevărat. Dar dacă judecăm, că sigur, ultima impresie contează, dar dacă judecăm partida în ansamblu, vedem că sunt foarte multe capitole la care CFR Cluj a fost peste FCSB, inclusiv și în jocul defensiv și am văzut și în cel de atac. Mi s-a părut... În continuare, FCSB are această abilitate, iată, acesta este capitolul la care stă cel mai bine FCSB, jocul de pase. Este o echipă care controlează mai bine mingea în comparație cu CFR, care este o echipă mai puțin, să zicem așa, în ceea ce privește pasele, mai puțin nu se descurcă atât de bine, dar are alte calități echipa lui Dan Petrescu. Și CFR-ul a avut o problemă CFR-ul legată de faptul că doi jucători au fost extrem de individualiști. Krasniski și cu Eboah. Și puțin Krasniski și... L-aș adăuga și pe Petrila la această... Petrila a avut o situație foarte bună. Îl lasă pe Krasniski singur cu portarul. Dar, deci aici, altă problemă care nu se întâmplă la CFR înainte. Și FCSB-ul a profitat pe partea improvizației pe fundașul stânga. La Brown. Da, la Brown. A jucat rău. Și pe Teleu acolo. Da, și la fel la FCSB mai e o problemă. Această Cristea, Daua, Tam, această bulversare ce a avut loc în timpul jocului, da? Această pereche, tot se insistă cu Daua și cu Tam. Nu i-au stat deloc, degeaba, sigur.
poate anumite simpatii în cadrul clubului pentru unul sau pentru altul, dar ei sunt doi apărători. Clar că Gigi Becali are această simpatie pentru Daua. Este o provocare. Este... Și meme pentru Tam. Deci sunt doi jucători care, perechea asta este sub multe perechi de fundaș între Liga 1. Pe perechea de la Craiova, Duarte și cu Enrique de la Craiova Mitelu. Eu zic că e cea mai bună pereche fundașă între deci România. Deci în ultima vreme Jaicov joacă... Da, nu, Craiova lui Mitelu. Ah, pardon. Da. Apoi perechea de la Cluj și Iuri cu Burca, cea sunt sub de bine. Mi se pare chiar cea mai bună pereche. Da, și cu cea la Craiova, spune, sunt la... Eu zic că la aceeași nivel. Apropo, de ce